Festivalul de muzică pop pentru copii și adolescenți Deva Music Star 2022 a fost organizat de Centrul Cultural Drăgan Muntean din Deva cu sprijinul primăriei și Consiliului Local Deva. 72 de interpreți din 16 județe au participat la preselecția Festivalului de muzică pop pentru copii și adolescenți Deva Music Star 2022, iar 52 dintre aceștia s-au calificat în finală. Aceasta s-a desfășurat la sfârșitul săptămânii trecute, iar membrii juriului, prezidat de maestrul Viorel Gavrilă, vicepreședinte al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România, nu a avut o misiune prea ușoară. Am avut două zile superbe aici la Deva, chiar dacă afară a plouat așa puțin câte puțin. Noi ne-am simțit minunat alături de acești copilași extraordinari și ca de regulă, noi am avut din partea organizatorilor o primire călduroasă și le mulțumim din tot sufletul pe această cale. Ne-am simțit la Deva minunat așa cum o facem de fiecare dată. Așadar, au fost două zile, o zi de concurs, juriul a dat notele după fiecare concurent în parte, iar după aceea jurizarea a fost adunarea acestor note și a rezultat pentru fiecare concurent o medie. Au fost copilași minunați, aș vrea să remarc lucrul acesta. Vedete, aș putea spune, la vârsta lor, am auzit fetițe de 3 ani, 5 ani, de o muzicalitate extraordinară. Felicitări profesorilor, felicitări tuturor celor care au contribuit la buna desfășurare a acestei manifestări. Concursul s-a desfășurat pe 3 categorii de vârstă, cei mai buni interpreți de la fiecare fiind premiați. Interpreții din Cluj au dominat categoria 6-8 ani, câștigând primele 3 locuri, în ordinea Lucas Mureșan, Maia Saleh și Ilinca Botca, precum și mențiune prin Sara Iova, tot mențiune primind și deveanca Adelina Dănilă. La categoria 9-11 ani, municipiul Cluj a câștigat primul loc prin Carolina Racovițan și o mențiune prin Andrada Pop, iar județul omonim o altă mențiune prin Ana Maria Urhan din Câmpia Turzii, locurile 2 și 3 revenind în ordine talentatelor interprete Aura Șerban din Constanța și Sofia Kirteș din Sibiu. La categoria 12-14 ani, pe podium s-au clasat în ordine Anastasia Solomie din Arad, Briana Berta din Târgu Jiu și Briana Magdaș din Oradea, în vreme ce mențiunea a obținut Delia Stana din Petroșani și Lorena Gâlea din Arad. S-a acordat și un premiu special pentru cel mai tânăr concurent, aceasta fiind Fabiana Bucea, de 3 ani, din Cluj, iar trofeul Deva Music Star 2022 a mers la fel ca anul trecut, tot la Craiova, de această dată fiind câștigat de Eduard Angelescu. Cum te simți acum în prezent, a fi sincer? Tot ceea ce simți acum? Mă simt perfect. Perfect? Exact. De o lună aștept momentul ăsta și văd că Dumnezeu m-a ajutat. Ei, uite, da. Și cum spunem când ne ajută cineva? Mulțumesc. Ei, bravo! There's a dream in the future. There's a struggle that we are yet to win. Is that pride in our hearts? Don't let that stop until tomorrow. Cause that just sin will be a sin. I know it, I know it. It's gone on. Where I've been. Toți premianții au evoluat și în gala laureaților, acolo unde au mai susținut recitaluri câștigătoarea de anul trecut, Briana Hollinger și brădeanca Mihaela Oprea. Cea de 8-a ediție a Deva Music Star s-a încheiat cu un concert de jazz prezentat de Peter Saric Trio.